Sâmbătă aceasta, între orele 7 și 11, va fi suspendat traficul rutier pe strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni din capitală, tronsonul cuprins între Bulevardul Ștefan cel Mare și strada București, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de defrișare și curățare a arborilor. În intervalul orelor menționate, circulația transportului public va fi reorganizată. Conducătorii auto care traversează zona sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară. Ion Ceban, președintele fracțiunii PSRM din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, și Oazun Antoi, liderul fracțiunii PPM, vor fi invitații emisiunii Vineri cu Anatolie Golea, care va fi difuzată pe postul RTR Moldova începând cu ora 19. Rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale, dar și pregătirile pentru cel de-al doilea, vor fi printre subiectele prioritare discutate în cadrul emisiunii. Întrebările pentru moderator, dar și invitați, pot fi expediate pe adresa golea@rtr.md. Episcopul de Bălți și Fălești Marchel îi este alături socialistului Igor Dodon, pe care îl numește un bun creștin și patriot cu adevărat. Sfânta Biserică nu se amestecă în politică, dar supraveghează latura morală și religioasă a întregii societăți. Despre Igor Dodon credem că e firesc să ai atitudinea față de biserică, credință, valorile naționale așa cum o are el. Îl vedem că este prieten al bisericii, a mai spus în alta față bisericească. Episcopul a mai adăugat că se arată îngrijorat de calitățile morale ale celui de-al doilea candidat la prezidențiale, Maia Sandu. Atitudinea ei față de toate ce sunt proprii poporului pare să fie abătut mult de la axa normalității. De aceea am ieșit azi aici să ne exprimăm îngrijorarea, a mai adăugat episcopul. Maia Sandu nu a comentat în acest sens. Amintim că înainte de primul tur de scrutin și mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, a menționat că în fruntea țării trebuie să stea un om de credință ortodoxă, botezat, cununat și adevărat patriot al acestei țări. Președintele Uniunii Pensionarilor din Moldova, Victor Leancă, care este și adept al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, i-a îndemnat pe vârstnici să o voteze pe 13 noiembrie pe Maia Sandu. Considerăm că doar alegerea ei în funcție de președinte de țară poate însemna începutul luptei reale împotriva corupției, începutul înlăturării de la puterea politicienilor corupți, începutul procesului de rupere a statului din captivitate. Tot Maia Sandu va fi acel președinte al poporului și pentru popor, care va asigura pacea și bună înțelegere între noi, cetățenii Republicii Moldova. Votul de pe 13 noiembrie va determina univoc cum vom trăi restul vieții în Republica Moldova, a mai precizat în apelul său către solidaritate națională Victor Leancă. Întâmplător sau nu, studenții nu au avut pretenții pe 30 octombrie, dar au protestat la CEC joi, cerând pentru turul 2 dreptul de a vota la locul de studii. Ca răspuns la solicitarea lor, Comisia Electorală Centrală va cere administrației instituțiilor de învățământ să examineze înregistrarea la reședința studenților și elevilor cu drept de vot. Alina Rusu, președintele CEC, a menționat că prevederile codului electoral despre particularitățile votării studenților și elevilor cu drept de vot înmatriculați la instituțiile de învățământ într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință, menționate în articolul 82 aliniat 2, se referă doar la alegerile Parlamentului. Renato Usatăi, de ziua sa, aniversată astăzi, a făcut un cadou pentru orașul Bălți. Astfel, de acum încolo, activitatea angajaților din sfera locativ-comunală va fi una mai facilă și eficientă, datorită unui tractor specializat care va fi folosit la curățarea străzilor și a trotuarelor. Viceprimarul municipiului Bălți, Leonid Babii, a declarat că autovehiculul va fi de un real ajutor pentru muncitori. Renato Usatăi se află acum la reședința sa de la Moscova. El împlinește 38 de ani. În iunie 2015, el a fost ales din primul tur ca primar al municipiului Bălți, acumulând peste 72% din voturi. Ilan Șor a fost și rămâne primar al orașului Orhei și el continuă să-și îndeplinească încrezător atribuțiile sale în acest sens, deși în unele surse mass media și pe rețelele sociale se încearcă denigrarea lui. Astfel a opinat avocația lui Ilan Șor. Potrivit lui Denis Ulanov, Șor este și rămâne primar de Orhei până la expirarea mandatului. Calitatea sa de învinuit pe un dosar penal și arestul lui la domiciliu nici de cum nu limitează și nu încetează statutul de primar al lui Ilan Șor, a mai precizat Ulanov. În circumstanțe
datele când demersul Procuraturii Anticorupție privind suspendarea calității de primar a domnului Ilan Șor a fost respins, iar în decizia de aplicare a măsurii preventive de arest la domiciliu nu există interdicții conexe exercitării atribuțiilor de primar, considerăm că primarul de Orhei Ilan Șor este îndreptățit legal să-și exercite toate atribuțiile de funcție, a mai precizat și avocatul Iulian Balan. Amintim că Ilan Șor a fost reținut pe 22 iunie, fiind acuzat de escrocherie și spălare de bani. El pledează nevinovat.